PSD face presiuni pentru creșterea alocațiilor. Marcel Ciolacu a anunțat că urmează să aibă o discuție telefonică cu Florin Cîțu și Ludovic Orban pe tema majorării banilor pentru copii. Între timp, socialdemocrații depun numai la Camera Deputaților 3.000 de amendamente la legea bugetului. Colega mea, Bianca Ogarcă, ni se alătură chiar acum cu informații în direct. Bun găsit, Bianca! Bun găsit! Într-o postare pe Facebook, șeful PSD, Marcel Ciolacu, a declarat faptul că nu își dorește neapărat să discute cu premierul Florin Cîțu, dar și cu președintele PNL, Ludovic Orban, însă, citez, copiii țării merită orice efort, susținea Marcel Ciolacu în acea postare pe Facebook, lângă care a postat și o fotografie în care își nota în agenda că trebuie să discute la telefon cu premierul Florin Cîțu, dar și cu Ludovic Orban. Asta în contextul în care vă reamintesc faptul că socialdemocrații au depus la Camera Deputaților aproximativ 3.000 de amendamente la legea bugetului de stat. Dintre acestea, 23 sunt extrem de importante, iar printre acestea se numără și cele cu privire la alocații. Mai exact, amendamentul PSD a propus creșterea alocațiilor în următorul mod. Mai exact, pentru copii între 2 și 18 ani, vorbim despre o creștere între de la 214 lei la 300 de lei, iar cu privire la copiii sub 2 ani, dar și la cei care suferă de dizabilități, vorbim de o creștere de până la 600 de lei, de la 427 de lei. Ei bine, în momentul de față, socialdemocrații nu au susținere și nici majoritate parlamentară pentru a trece acest amendament. Însă, cu toate acestea, socialdemocrații au trecut la un alt plan, mai exact au lansat și un site pe rețelele de socializare, mai exact unde părinții le pot scrie parlamentarilor PNL, USR, UDMR, le pot scrie așadar solicitări pentru majorarea alocațiilor.